În perioada interbelică, privirea oamenilor interesați întâlnea două cimitire militare, numite Toplița Română și Toplița Germană, în care au fost înhumați soldați români, austrieci, germani, maghiari, italieni și ruși, care au murit în Primul Război Mondial. Cimitirul Toplița Română a fost amenajat în anul 1925 de primăria din localitate, cu sprijinul primului patriarh al României, Miron Cristea. Reorganizat în 1939, s-a luat hotărârea ca cimitirul de onoare să se desfințeze, iar în spațiul acestuia să se construiască un mausoleu, în criptele căruia urmau să fie depuse osemintele eroilor necunoscuți. Pe zidurile construcției se află montate 18 plăci de marmură albă și neagră, pe care sunt înscrise numele unor eroi români.